Iași la Amiază, strada Ismail. Direcția spre Ciocana. Drum cu 4 benzi. Toate ocupate. Inclusiv spațiul de lângă bordură dedicat persoanelor cu transport alternativ, nepoluant. Uite, așa trebuie să faci slalom. Să aștept rândul între gazele de eșafament. Chiar dacă unul de mașină este hibrid, mai nu e curent electric. Cel mai bine ar face să lasă mașina acasă sau la marginea orașului să meargă ca brega, trotineta, bicicleta sau cu transportul public. Altfel își petrec viața în ambuteiaj. Câte drumuri cu 4 benzi ai face, tot se intersectează, drumurile cele se îngustează și traficul tot e sufocat. Deci soluția este transportul alternativ, schimbarea comportamentului și a mentalității. Mai ales că avem numai vreo 3-4 poduri în Chișinău, este râul Bâc. Și la podurile astea e mare înghesuială. Podul ăsta cred că are vreo 60 de ani. Necesită reparație urgentă, dar deocamdată au îngustat benzile ca să ferească mașinile de denivelările astea strașnice. Apărute la rostul. Stram. Stram. Zdorov. Stram. Aici iar punct nevralgic, drumul se îngustează, se intersectează. Și aștept să n-ambuteiajă. Când ai putea să fii ca omul ăsta cu bicicleta, liber, mobil, ieftin, aproape gratis. Este calea ferată. Gara de nord trebuie scoasă, mutată la marginea orașului, că aici e și din cauza ei ambuteiajul ăsta. Ups, a mers tren pe aici, că ieri, mai alalt ieri când am mers, era o punte îngustă la șine acolo, da. Dar zilele astea se pare că au trecut cel puțin o locomotivă. Nu claxona, că e ilegal. În apropiere de bicicliști, cel puțin conform legilor românești, îi interzis să claxonezi. Poți să-l sperii, să se dezechilibreze și să-ți cadă chiar ție sub roți.
partea cealaltă e ambuteiaj de la Ciocana până în centru. Eu vin din Rond și am prioritate. Lărgirea drumului și pentru adăugarea unei piste biciclistice cu două sensuri. Și cum face acela? Cum pariu că știe. Cel mai probabil o dat mită la revizie tehnică și l-a acceptat așa, poluant. Când astfel de automobil trebuie scos din circuitul public și astfel de șofer trebuie amendat că poluează în halul ăsta. Ăsta e viitorul, trotinete electrice. Nu chiar acolo pe banda aceea, decât dacă vrei să virezi la stânga imediat. Conform legii trebuie să mergi aici. Pe dreapta lipit de bordură, na, lipit. Cât mai aproape. Vagabonzi, în călduri. De data asta erau ocupați între ei și nu s-au luat de mine, dar altfel sunt mari pericol pentru bicicliști. O smart city nu trebuie să aibă câini liberi pe stradă. O capitală, dar orice localitate cu oameni. Aștept pe mine. Vreau să te ocolesc, am ușa și să te pornești. Și aș vrea și tu să mă depășești. Încă un câine vagabond. Îngândurat cât vine iarna.